Rod își dorește să se împace cu Teodora. Îmi pare rău. Cum a reacționat concurenta după ce tânărul a îmbrățișat-o și a sărutat-o? Ediția din 18 noiembrie a emisiunii Casa iubirii a fost marcată de momente intense între Rod și Teodora, ale căror sentimente au fost puse la încercare după ce aceasta a decis să încheie cunoașterea cu el. Decizia Teodorei de a încheia cunoașterea cu Rod a declanșat o serie de emoții contradictorii, culminând cu un gest surprinzător al concurentului de la Casa Iubirii. Care a demonstrat că încă mai ține foarte mult la Teodora. Ce gest a făcut Rod pentru Teodora? După ce a încetat cunoașterea cu Rod, Teodora nu și-a putut ascunde suferința. Lacrimile și tristețea ei au fost evidente, atrăgând atenția tuturor. În acest timp, Rod părea să se orienteze către Criș, ceea ce a amplificat durerea Teodorei. Situația a ajuns la un punct culminant când Rod, mișcat de starea brunetei, a decis să vină în casa fetelor pentru a-i fi alături. Andrea Manta, de ce ai venit? Rod, îmi pare rău de ea. Întâmpinat cu aplauze din partea băieților și descris drept un bărbat adevărat, concurentul a făcut un gest care a arătat cât de mult îi pasă, de fapt, de Teodora. Acesta a îmbrățișat-o, i-a șters lacrimile, a sărutat-o pe obraz și a ținut-o de mână, în încercarea de a o consola. Gestul său a fost remarcat și de Dorobanțu, care a spus că Rodi este îndrăgostit de ea și ține foarte mult la relația lor. Teodora l-a sărutat și ea pe Rodi. Deși gesturile lui Rodi au fost pline de afecțiune, Teodora s-a arătat reticentă să-i ofere o nouă șansă, mărturisind că este teamă după ceea ce s-a întâmplat. Andrea Manta, prezentatoarea emisiunii, a intervenit și a încercat să o ajute să-și clarifice sentimentele. Eu cred că sufer mai mult fără el, pentru că pare că, de când ai luat decizia de a nu mai vorbi cu el, Suferi foarte tare, te consum foarte tare. Nu-ți mai convine absolut nimic, nu ești deloc fericită de când ai luat această hotărâre, a spus Andreea Manta, observând lupta interioară a Teodorei. Cuvintele prezentatoarei de la Casa Iubirii par să fi avut un impact pozitiv asupra concurentei, care a recunoscut că trebuie să reflecteze mai bine asupra situației. La rândul său, Rode a confirmat că își dorește să continue cunoașterea cu ea, ceea ce a creat un moment de apropiere între cei doi. Încurajată de ceilalți concurenți, Teodora i-a oferit lui Rogi un sărut pe obraz, sugerând că există șanse ca relația lor să fie reluată.